Echipa suceveană a avut parte de un start perfect de joc. În minutul 5, Romaniuc a deschis scorul după ce a împins în poartă o minge centrată de Semeghin. Două minute mai târziu, Golovka a inițiat o acțiune pe banda dreaptă, a combinat cu Bosancu, care a centrat în careu, de unde Ionuț Plămadă a dublat avantajul gazdelor. Rapidiștii se puteau distanța pe tabelă la jumătatea primei reprize, când Barna a respins o lovitură liberă executată de Semeghin. Până la pauză, gruparea suceveană a mai bifat o șansă de gol prin Ionuț Plămadă, al cărui șut din alergare a trecut puțin peste transversala porții apărată de Barna. La jumătatea reprizei secunde, același jucător a ratat șansa majorării scorului, șutând în gol keeperul advers din interiorul careului. Ceferiștii au scăpat definitiv de emoțiile victoriei în minutul 70, când Golovka a închis tabela cu un șut de la aproximativ 20 de metri. În etapa următoare, Rapid Suceava se va deplasa vineri în fieful celor de la FC Panciu.